Ok, salutare fraților și bine v-am găsit la un nou episod. Pentru cei care nu mă cunosc, mă numesc Cristi, am 20 de ani, sunt atlet de calisthenics, practic sportul ăsta de 2 ani și 4 luni. Sunt ambițios, îmi place să-mi depășesc limitele, să trag de mine, să trag până nu mai pot, pentru că până la urmă și despre asta e viața, să îți depășești limitele și să te perfecționezi în timp. Poți să fii jos azi și peste câțiva ani poți să fii foarte sus și să nu te recunoști dacă te-ai uitat în spate. Așa că de asta vreau să-mi depășesc limitele. E foarte benefic pentru mine, mă ajută să mă dezvolt personal. Nu mă ascund de ceva anume, nu mi-e rușine de ceva anume. Pur și simplu suntem oameni, greșim, facem chestii, poate uneori penibile, poate uneori nu. Deci, pur și simplu, e firesc și e de înțeles. Tocmai de asta, de ce să mă ascund de ceva? O să vedeți, în mare parte, vloguri de antrenament și un vlog de antrenament conține, efectiv, stilul meu de viață, în mare parte, adică ce mănânc, ce treburi fac prin casă, cum e antrenamentul meu, cum e structura antrenamentului meu, cum îmi gestionez timpul, mesele, chestii de genul, încălzirea de la antrenament, toate aceste lucruri. Nu mai e dimineață, o trecut dimineața, e vreo 11 și ceva sau ceva de genul. O să am prima masă, dar înainte vreau să fac puțin ordine pentru că, da, deci e dezordine, pentru că suntem oameni, facem dezordine, facem mizerie, dar bineînțeles mă pun să strâng și după vară prima masă. Bun, ordinea este gata, am terminat cu curățenia, acum o să vreau să mă cântăresc. Deci 1,5. Și mi-arată acum 10,2% grăsime corporală, 64,5% apă din corp, 45,7% masă musculară, 3,3 kg masă osoasă. Atât ard 1732 fără să fac nimic, rata metabolică bazală, și cam atâtea calorii ar trebui să mănânc ca să pun masă musculară sau să mențin masa musculară. Între timp am pus mașina să spele hainele. Mă pun să mă mai spăl pe dinți și vară prima masă. Deci, pentru prima masă o să am fix în felul următor. 2 ouă și un albuș. Puțin lapte. Cât să intre în compoziție. Cu cât mai mult, cu atât mai bine, că îs proteine și din ouă, și din lapte, și mai am și calciu din lapte, și chiar am nevoie de calciu. După gust, Vegeta, cu gust de găină, ca așa îmi place. După gust, și îl batem. Începem să batem din nouă. Până avem o compoziție omogenă și asta o să fie o omletă făcută la microunde. Deci la microunde se face rapid. Îmi place foarte mult gustul și cum iese compoziția și e până la urmă și o modalitate nouă de a face fără ulei. Punem compoziția la cuptor cu microunde și o lăsăm cam 5 minute. Ideea e în felul următor. O să înceapă să se umfle și o să trebuiască, după ce se umflă puțin, să mai amestecăm. Pur și simplu, se umflă puțin, mai bați un pic ouăle, le mai pui un pic la microunde dacă e nevoie, iar bagi la microunde, iar le scoți, iar le bați, până obții consistența dorită. Bun, ouăle sunt gata, cam așa ar trebui să arate. Ideea e că după ce se umflă, le mai amestecați puțin, pentru că o să mai fie părți lichide. O să am o jumătate sandwich, ce mi-a rămas de ieri, cum am ieșit în oraș. Și ca desert o să am 3 felii de salam de biscuiți din astea, cu o gură de lapte.
Omleta are 182 de grame, sandwich-ul are 104 grame, 33 de grame, 35, 99, ok. După cum se vede, punem să mâncăm. E bine că n-am terminat de mâncat. Prima masă este gata. O masă destul de ok, de 800 și ceva de calorii, 868 de calorii. Nu-i rău. A fost puțin greu să mănânc, dar nu a fost nicio masă foarte mare, ceea ce e ok, pentru că așa am ajuns unde sunt azi. Eram foarte slab și am început să mănânc treptat, câte 10 mese pe zi, dar treptat. Adică prima lună, să zicem, mâncam vreo 4 mese mici pe zi sau ceva de genul, după aia am început să cresc treptat. Și am reușit. Numai cu lucru, cu toate astea, am revenit cumva la obiceiurile vechi, ceea ce nu e ok, adică să mănânc puțin, la asta mă refer. Am avut zile recent când am mâncat și 2 mese mici, deci foarte, foarte nasol. Dar de asta îmi calculez caloriile, ca să mă asigur că mi le ating și, bineînțeles, mesele o să fie mici, frecvente. Pentru a obține cât mai mult, la fel, trebuie să mănânc mult și să mestec, nu. Trebuie să mestec rapid mâncarea ca să nu ajung în procesul de digestie, că atunci o să-mi fie tot mai greu să înghit și să mănânc. Ca și antrenament, o să am spate și biceps, o să vă arăt imediat planul. Și problema nasoală e că m-am accidentat la cot, am căzut pe mână, că sunt amator și de parcurs, și am căzut pe mână și m-am lovit. Pe asta o să îmi testez forța puțin, ca să vedem dacă mă afectează într-un fel la anumite mișcări. O să ieșim afară ca să fac exercițiile ce mi le-am propus. Să vedem dacă mă afectează într-un fel. Exercițiul de bază, flexia cotului cu rezistență. Bun, pare ok, dar hai să vedem și cu o mână. Doare puțin, dar nu e o durere foarte wow. Destul de ok, având în vedere că ăsta e prea cu problema, e acceptabil. Deci nu o să mă afecteze, ca norocul. Dar trebuie să am mai multă grijă de acum, de corpul meu și de să fiu atent la posibilele accidentări. Cărtița asta o să iau cu mine și o să mă mai uit pe ea ca să nu îmi scape nici măcar un exercițiu din rutina de tras. We'll be right back.
brothers on the rise now. Woo! Endless celebrations all in my house. Yeah. Levitating now, I'm super duper fly now. Yeah. London boy, but they see where I reside now. Put the time in while you always yelling time out. And for critic, cause I know I'm coming with it. You were sitting, you were wishing I was handling my business. Yeah. Now I got the ball like Harry Potter playing Quidditch. And my business is humongous, you a thing that happens in it. Oh man, I'm all that, yeah, I'm all that. I'm all that. Looking for that whip, yeah, that what you call that. I'ma blow up in the summer, have him yelling fall. Tell me where they at though. I'm the new pop, all I do is rap though. Yeah. Want me on your song, throw a couple stats, yo. Woo. Everybody wanna do the same thing. Yup, that's why we ain't on the same page. No. Do my own thing, and I maintain. Woo. Flow like water, so I'm going mainstream. I'm going mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. Yeah, I'm going mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. I'm going mainstream. Mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. Yeah. Precious.
let's go. I'm unstoppable, do the impossible. I'm irresponsible, yet I'm phenomenal. I got an arsenal, I'm dropping bombs, you know. No, I'm not stopping, no, conquer the obstacle. To the top, here I go, think I'm chosen to be the king of rock, think the people have spoken. I can hear the tick-tock of the clock, I'm in motion. So now I'm gonna pop, causing all this commotion. Sometimes I think that I'm unstoppable. Ready to go, man, lock and load. That's right. I swear to God that I could drop it, bro. Yeah, I got a shot and I ain't stopping, no. That's how I know that I'm unstoppable. I'ma do this thing my way. Let's go. Been grinding hard on it all day. Okay. We work hard, then we all play. Yeah. I'm addicted to the grind, man. That's right. So I refuse to waste time, man. Yeah. One day it all will be fine, man. Let's go. Gotta commit to the climb. You know we're back with the Guinness, setting records every minute, every track. An addiction to the fact that we're winning, still we lack. Something's missing, need a track that is hitting, making racks, making millions. Cause you're harassed, that's the mission. I don't waste time, no, I make time. All these people wanna hate, fine, I'ma make mine. While you sitting there complaining, I'll be training. While you sitting there just waiting, I'm creating. Yeah. Sometimes I think that I'm unstoppable. Yeah, ready to go, man, lock and load. That's right. I swear to God that I can drop you, bro. Yeah, I got a shot and I ain't stopping, no. That's how I know that I'm unstoppable. Și eu de la antrenament. Am aici orez cu pui. Mi-e foarte foame, slicnit. M-a rupt antrenamentul ăsta tare de tot. În schimb, cu cotul nu am avut probleme, ceea ce e foarte ok. Și chiar vreau astăzi să ating acele 3600 și ceva de calorii, nu mai știu exact, 3668 sau... Tacină, ceva simplu, ceva mic. Pentru că oricum cred că o să mai am o gustare sau o masă sau ceva.
O să fie două ouă cu ton. Un fel de omletă cu ton. Da, îmi plac omletele, chiar îmi plac mult. Vă să v-ați întrebat. Și o să bat ouăle împreună cu tonul. Cam așa arată produsul final. Am aici omleta cu ton, 4 felii de telemea, ardei, 2 bucăți de ceapă verde și poftă mare. Și poate să mănânc o felie de pâine. A treia masă principală pe ziua de azi. Cina. Gata și cu masa, mai am de atins 900 și ceva de calorii, 960 sau ceva de genul. Mort, a fost mult mai greu decât credeam. Aici 286 de grame de salam de biscuiți, o să beau cu lapte. Gata, fraților, am atins 3698 de calorii, fix cât trebuia. A fost foarte obositor să mănânc atâta, dar nu e imposibil și dacă am reușit să o fac, o să mai reușesc să o fac și altă dată și la un moment dat tot o să mă obișnuiesc, pur și simplu. Așa că o să pun masă musculară și o să-mi ating obiectivul de a atinge 80 de kilograme. Pentru că acum am 71 și ceva și aveam 75 și eram aproape de 80. Asta e, ne descurcăm. Progresul în forță e ok. În masă musculară la fel. Stă totul bine. Doar că vreau să mai iau în greutate. Vă mulțumesc mult că m-ați urmărit până aici. Lăsați un coment, orice fel de coment. O întrebare, o curiozitate, o cerere de un sfat în fitness, în calisthenics, ceva, dacă pot să vă ajut, vă răspund. La fel, dacă vreți să-mi lăsați întrebări sau să-mi cereți sfaturi sau ceva sau să vorbiți cu mine, pentru că sunt o persoană deschisă, puteți să-mi dați un DM la Cristian Nandoma, să vă las aici la asta și puteți să-mi dați un follow și acolo pot să zic de clipuri cu calisthenics și legate strict de progresul meu în calisthenics. Vă mulțumesc mult și, ca de obicei, pa!